Veste cumplită pentru Vladimir Putin! Comisia Europeană i-a dat lovitura anului. Vladimir Putin a primit o lovitură extrem de grea astăzi, în urma anunțului făcut de către Comisia Europeană. Imediat au început să apară și primele reacții oficiale. Comisia Europeană, prin vocea președintelui Ursula von der Leyen, a recomandat oficial acordarea statutului de candidat la UE pentru Ucraina și Republica Moldova. Șeful diplomației din Ucraina a reacționat imediat. Într-un mesaj postat pe contul său de Twitter, Demitri Culeba a precizat că istoria Europei se scrie chiar acum, iar decizia anunțată astăzi va reprezenta un impuls uriaș pentru transformările ulterioare ale Ucrainei. Istoria europeană se scrie chiar acum. Salutăm opinia pozitivă a Comisiei Europene, care a concluzionat că Ucrainei îi poate fi acordat statutul de țară candidată la UE la sumitul Consiliului European de săptămâna viitoare. Aceasta va fi o dovadă vie a conducerii europene și un impuls uriaș pentru transformările ulterioare ale Ucrainei, a scris pe Twitter ministrul ucrainean de externe.